Este extrem de emoționant momentul acesta. De aici ne-am luat cu toții la revedere de la tata. Și nu vreau să întristez această aniversare, vreau să ne bucurăm. Vreau să ne bucurăm foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în Dinamo și să ne bucurăm și în viitor de rezultatele sportivilor din Dinamo. Tatăl meu a iubit foarte mult acest club și dragostea a fost reciprocă, de fapt, pentru că el s-a bucurat de tot sprijinul clubului de-a lungul întregii sale cariere. Deși nu sunt de mult timp la acest club, am descoperit împreună cu echipa mea cât de frumos e și de ce are reputația pe care o are și de ce avem atât de mulți campioni. Aș vrea să mulțumesc clubului Dinamo pentru toată grija pe care ne-au purtat-o mie și oamenilor care mă ajută să excelez în domeniul meu, în notul. Și de asemenea aș vrea să le mulțumesc pentru profesionalism. Vreau să spun că sunt onorată că sunt alături de atâția sportivi mari, campioni ai clubului Dinamo și îmi doresc ca pe viitor să ajung și eu ca ei. Sunt la început, dar drumul meu continuă și mă bucur foarte mult. La mulți ani, Dinamo! Mă bucur să fiu alături la acest moment aniversar dedicat împlinirea 74 de ani de existență a uneia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România, Clubul Sportiv Dinamo. Este o adevărată plăcere, în primul rând, ca iubitor al sportului, să mă aflu alături de oameni care au făcut performanță, alături de oameni pasionați care au urcat România pe podiumul premianților la competițiile sportive europene și internaționale. Ceea ce ne aduce împreună este pasiunea pentru sport. Una dintre acele activități care stârnesc patimi, întăresc legăturile dintre oameni, dar și dintre națiuni. Puține cluburi se pot mândri cu rezultate ca ale dumneavoastră, cu un palmares bogat care vă poziționează între cei mai buni. Peste 130 de medalii la Jocurile Olimpice, peste 1200 de medalii la campionatele mondiale, aproape 1700 de medalii la campionatele europene. Sunt rezultate extraordinare ale unor oameni extraordinari, care au muncit mult, cu seriozitate, au făcut sacrificii personale pentru sport, pentru ca numele României să fie rostit cu respect în lume.